cum vreți voi. Gata. Unul dintre obiectivele turistice din Constanța care atrage foarte mulți vizitatori. Ce investiții au fost făcute, ce sume ați alocat în ultima perioadă? După cum știți, cu rezervația la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii primește vizitatorii în tot cursul anului, inclusiv toamna, inclusiv primăvara și implicit vara cu turiștii care vin pe litoral. Anul acesta am alocat aproximativ 12 milioane de lei pentru investiții în tot ce înseamnă Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Îl felicit pe domnul Bulbă că a demarat deja aceste investiții. Bine. Și îmi doresc să fim pregătiți pentru sezonul estival, să primim turiștii și implicit locuitorii orașului Constanța și ai jos lui Constanța. Perfect.